dimineața, sunt Tatiana Andrieși. Pentru început vreau să vă urez un călduros la mulți ani și la fiecare dintre dumneavoastră doresc ca acest nou an 2022 să vă fie plin de sănătate, în primul rând, împliniri, realizări, de multe bucurii, de fericire și de prosperitate. Voi începe prima lucrare a acestui an dând curs cerințelor dumneavoastră a doamnelor începătoare care doriți să executați anumite lucrări pentru care încă nu sunteți specializate. Am ales una dintre fotografiile care mi-au fost trimise și vom încerca împreună să lucrăm după ceea ce am primit, să lucrăm un proiect un pic mai mare. Sper să mă lase YouTube-ul să intru. Așa. Un proiect un pic mai mare în care să lucrăm după una dintre fotografiile trimise de dumneavoastră, scuzați că acum a intrat reclama, să facem această ciupercuță. Tutorialul nu mi-aparține, am tradus din limba rusă, așa cum vă spuneam, în momentul în care un tutorial nu mi-aparține, eu spun, aparține doamnei Elena Belova, eu am tradus din limba rusă, repet din nou, însă nu voi respecta pas cu pas tutorialul dumneaei, pentru că nu vreau să fie copyright și să avem probleme cu YouTube-ul. Astăzi vom lucra prima parte și aici vom folosi mereu bucăți de scule care ne-au rămas din anii anteriori, de la diferite lucrări. Eu astăzi voi folosi culoarea galben și culoarea roșie. Este firul Bravo, cum știți, este un fir poliacrilic, culoarea roșie, iar culoarea galbenă este firul Cristal, un fir poliacrilic, le găsiți în România, de aceea lucrez cu ele. Voi folosi croșetul cu numărul 2 și apoi vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece și de acul pentru cusut lână, acul cu gaură groasă. Aceasta în prima parte a tutorialului, pentru că voi face două tutoriale, spun eu, bineînțeles, în funcție de timpul disponibil. Apoi vom avea nevoie de melană pentru a umple lucrarea noastră. În același timp putem folosi și capetele de fire care ne-au rămas de la alte lucrări. Eu voi pune aici deoparte telefonul și cu forțe proaspete vom începe lucrarea noastră. Spațiul aici la mine este un pic cam mic. După cum știți, lucrez pe birou care este și vechi și micuț și voi începe lucrând în cercul magic. Ați văzut, am făcut cercul magic, voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul picioruș de început pe care noi nu îl vom număra, însă ne va ajuta când vom închide acest prim rând și vom continua. Vom face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom închide cercul magic cu fir alunecat. Pe parcursul lucrării, bineînțeles că vom folosi și
Așa cum spuneam, capete de scule care ne-au rămas din lucrările anterioare, vezi că nu vrea să-mi intre croșetul, dar va intra până la urmă. Și astfel le vom recicla și pe acestea. Din acest moment vom pune firul despărțitor pentru dumneavoastră să nu vă încurcați. Și în cel de-al doilea rând, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o mulțire. Astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi, încet, încet, deci am făcut prima mulțire, cea de-a doua, vom continua și ne vom întâlni la capătul rândului cele 12 piciorușe scurte. Deci am 3 înmulțiri, cea de-a patra, mă scuzați dacă vorbesc un pic mai încet, volumul la laptop este al maxim, însă bătrâna doarme, la mine este de vreme, ați văzut că este trecut un pic de 4:30 dimineața și nu pot vorbi prea tare pentru că o trezesc. Deci am făcut cele 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând în de jur împrejur și rândul următor vom lucra un picioruș scurt urmat de o înmulțire. Iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Vom alterna aceste. Deci am făcut un picioruș scurt, acum fac o înmulțire. Voi continua din nou cu un picioruș scurt, o nouă înmulțire, și vom continua în felul acesta, repetând pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 2 piciorușe scurte. Iar în cel de-al treilea vom face o mulțire. Vom repeta pe parcursul întregului rând această secvență, 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului, așa cum v-ați obișnuit, însă voi face acum ultima mulțire, ultima din filmare, și vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, lucrând de jur împrejur 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori. Am ajuns la un număr de 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, iar în cel de-al patrulea picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pe parcursul acestui rând de 6 ori și la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte, lucrând 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând, iar acum, rândul următor, vom lucra aceste 30 de piciorușe scurte, așa cum se găsesc, fără să mulțim, fără să scădem, vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra de jur împrejur. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom trece la rândul următor și vom lucra
patru piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, iar în cel de-al cincilea vom face o mulțire, astfel că la capătul acestui rând vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând. 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 36 de piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând aceste 36 piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci ne întâlnim la capătul rândului cu 36 piciorușe scurte. Am lucrat rândul de 36 piciorușe scurte, vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, în cel de-al șaselea vom face o mulțire. Pe întreg parcursul rândului vom repeta de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 42 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar în cel de-al șaptelea vom face o mulțire. Vom repeta de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar în următorul, cel de-al optulea piciorul scurt, vom face o mulțire. Vom repeta de 6 ori, de jur împrejur, această secvență, iar la capătul rândului vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Pe întreg parcursul rândului am lucrat de 6 ori 7 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Eu când spun repetăm de 6 ori pe parcursul rândului, înțelegeți că este și prima parte în care eu vă explic modul în care se lucrează. Acum, obținute cele 54 de piciorușe scurte, noi vom lucra 6 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci, de 6 ori, de jur împrejur, veți fi atente la semn, să nu greșeți. Vom lucra aceste 6 rânduri, iar noi ne întâlnim apoi pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul celor 6 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Acum vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, după care vom face o scădere, vom intra prin prima jumătate din următoarele două piciorușe și vom face prima scădere.
Vom continua în felul acesta per un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului ne vom întâlni din nou cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Rândul următor vom lucra per un total de 6 ori, 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, după care vom face o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Pentru următorul rând, vom lucra aceste 42 de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci, picioruș cu picioruș, 42 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat rândul de 42 de piciorușe scurte, pentru un total de 6 ori vom lucra 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere. Și continuând astfel, pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Deci, un total de 6 ori, 5 piciorușe scurte urmate de o scădere. Face și cea de-a doua scădere. Și vom continua singure. Ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut 36 piciorușe scurte, acum, următorul rând, vom lucra aceste 36 de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci, picioruș cu picioruș, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat rândul de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând pentru un total de 6 ori 4 piciorușe scurte. Am deja 2, 3, 4. Acum vom face o scădere. În felul acesta vom repeta pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere pentru un total de 6 ori, am obținut cele 30 de piciorușe scurte. Acest nou rând vom lucra cele 30 de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte. Vom continua pentru un total de 6 ori, lucrând 3 piciorușe scurte, 2, 3, urmate de o scădere. Continuând astfel pe întreg parcursul rândului, 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, la capătul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua lucrarea.
după ce am lucrat trei piciorușe scurte, repetând de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 4 rânduri. Am lucrat cele 4 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând de 6 ori 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Iar la capătul acestui rând vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci de 6 ori pe întreg parcursul rândului vom repeta această secvență, 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. La sfârșitul acestui rând am umplut piciorul ciupercei cu melană, vedeți că stă în picioare, nu am umplut chiar până sus, pentru că vom lucra alte 2 rânduri, însă după aceea ne va fi mai dificil să umplem. Trebuie să fiți atente, să distribuiți în mod corect melana, astfel încât lucrarea să aibă forma corectă. Știți cum se umple. Acum voi continua rândul următor lucrând un picioruș scurt. De 6 ori vom executa aceasta pe întreg parcursul rândului. Deci un picioruș scurt, urmat de o scădere și repetând astfel, la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt urmat de o scădere. După ce am încheiat și acest nou rând, vom continua să umplem cu melană, astfel încât în momentul în care vom face ultimul rând, totul să fie plin. Vedeți, deja este un pic mai dificil să introducem melana, vă veți folosi de capătul celălalt al croșetului, de mâner, felul acesta. Voi pune o altă bucățică, nu mult. Uitați-vă, felul acesta. Să fie distribuit bine, întotdeauna dinspre mijloc împingem spre marginile lucrării melana, astfel se vor umple toate golurile, nu va rămâne fără formă. Iar acum, ultimul pas pe care îl avem de făcut la această parte a lucrării este să facem 6 scăderi consecutive și vom închide această parte a lucrării. Voi pune firul din nou, veți pune și dumneavoastră, ne vom ajuta de fir și vom face scădere după scădere. Sper că la sfârșitul rândului
Vom rămâne cu un număr de 6 piciorușe scurte. Cea de-a doua scădere acum. Treia. Patra. Trag de aici firul. Încurcă. Cincea și ultima acum, ultima scădere, după care vom scurta firul și vom închide lucrarea. Nu las prea lung. Acesta, iar acest capăt de fir îl voi ascunde, îl voi trage undeva dedesubt și îl voi pierde undeva. Lucrul cel mai important pe care vreau să vi-l menționez este că trebuie să umpleți în modul în care aici deasupra să fie plat, în felul acesta, precum și partea de jos, pentru că va fi nevoie ca ciuperca noastră să aibă stabilitate. Deci, în felul acesta se prezintă prima parte a lucrării. Vom continua cu cea de-a doua. Vom începe partea de deasupra a ciupercii, pălăria. În cercul magic vom face mai întâi un picioruș scurt de început, cel care ne va ajuta să închidem lucrarea, însă nu îl vom număra și vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 1 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic cu fir alunecat. Întotdeauna va face un pic de probleme. Iar rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci, la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe, din cercul magic vom face o mulțire. Am pus firul despărțitor pentru că lucrăm de jur împrejur, în spirală, și vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire, pentru un total de 6 ori, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu 18 piciorușe scurte. Vom continua, pentru un total de 6 ori vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Repetăm, așa cum spuneam, pentru un total de 6 ori, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Pentru un total de 6 ori vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Iar la capătul rândului
Vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Cred că prima dată m-am exprimat greșit, deci am pornit cu 6 piciorușe scurte în cercul magic. Al doilea rând, în corespondența fiecărui picioruș scurt, am făcut o mulțire și am obținut 12 piciorușe scurte. Al treilea rând, un picioruș scurt urmat de o mulțire, am repetat de 6 ori, am obținut 18 piciorușe scurte. Al patrulea rând, am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut 24 de piciorușe scurte. Acum repetăm pentru un total de 6 ori, 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire și vom obține un total de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În cel de-al cincilea vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la capătul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom lucra astfel pentru un total de 6 ori, de jur împrejurul lucrării și vom obține 42 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând pentru un total de 6 ori, 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul piciorușu vom face o mulțire, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 7 piciorușe scurte, al treilea, 3, 4, 5, 6, 7, voi continua cu o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 54 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând cu 54 piciorușe scurte. După ce am lucrat pe întreg parcursul rândului 7 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 54 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra un rând de 54 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește. Am lucrat cele 54 de piciorușe scurte, acum pentru un total de 6 ori vom lucra 8 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iar în următorul picioruș vom face o mulțire. La capătul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 8 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, pentru un total de 6 ori, am obținut 60 de piciorușe scurte, iar acum, acest rând, vom lucra cele 60 de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 60 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 9 piciorușe scurte, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9. În următorul picior își vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 66 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 9 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 66 de piciorușe scurte. Acum vom face 2 rânduri de 66 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Vor fi 66, 2 rânduri, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 2 rânduri. După ce am lucrat cele 2 rânduri de câte 66 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 9 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, după care vom lucra o scădere. Vom repeta astfel pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține un număr de 60 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 9 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 60 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra un rând 60 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele două un rând de 60 de piciorușe scurte, scuzați. Acum vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, după care vom face o scădere. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul acestui rând vom obține un număr de 54 de piciorușe scurte. După ce am lucrat de 6 ori 8 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 54 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 54 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom lucra astfel pentru un total de 6 ori, de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom obține 48 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 7 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând această secvență, am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte,
Iar acum vom face un rând de 48 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Din acest moment vom face schimbul de culoare. Deci vom pune culoarea galbenă. Voi da un pic firul despărțitor de o parte. Mai aveam de făcut un singur picioruș pentru a ajunge să închei acest rând de 48 de piciorușe scurte. Voi intra, dar nu voi termina, nu voi închide piciorușul, ci voi adăuga culoarea galbenă. Voi adăuga culoarea galbenă și acest picioruș îl voi încheia cu galben. Nu uitați că firul galben este mai subțire decât firul roșu. Dumneavoastră, în funcție de firele pe care le aveți, dar să alegeți un fir care este mai subțire pentru piciorușul ciupercuței. Și voi reveni pentru a face în același picior un nou picioruș scurt, în felul acesta. Voi scurta firul roșu și voi continua să lucrez un rând de 48 de piciorușe scurte cu culoarea galbenă. Deci punem 1 la număr, le vom număra, vom fi atente să fie 48. Am 3 până acum, 4, în același timp vom prinde și capetele de fire de pe partea cealaltă, am 5 și vom continua singure până la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Până aici am exact 48 de ochiuri. Nu uitați că aici, unde am făcut schimbul de culoare, am pornit cu culoarea roșie, am încheiat un picioruș cu roșu și în același loc am făcut al doilea picioruș cu culoarea galbenă. Noi vom sări această porțiune roșie. Vom pune firul despărțitor. Vom intra direct în piciorușul galben și vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 piciorușe scurte, după care vom face o scădere. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 42 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 42 de piciorușe scurte. Acum vom face un rând de 42 de piciorușe scurte, după care vom continua. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am terminat rândul de 42 de piciorușe scurte, voi continua cu 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, după care voi face o scădere. Pe întreg parcursul rândului vom lucra 6 astfel de secvențe, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, după care vom face o scădere.
Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului pentru un total de 6 ori. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține 30 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. În momentul în care am ajuns la capătul acestui rând, vom lăsa o bucată de fir mai lung, vom tăia, vom închide rândul, după care vom umple pălăria ciupercuței. Nu am lucrat mai mult pentru că va veni în felul acesta aplicată, însă vă arăt modul în care trebuie să umplem cu melană, pentru că nu o vom umple la refuz. Trebuie să-i dăm o anumită formă, așa cum am văzut în fotografia pe care mi-a trimis-o doamna respectivă. De fapt, extrasul de pe canalul de YouTube al doamnei respective, de care vă vorbeam, Elena Belova. Eu am tradus, dar așa cum vă spuneam, am venit cu modificările mele și voi continua cu modificările mele. În felul acesta trebuie să se prezinte partea de deasupra, ca o șepcuță, în felul acesta. Iar apoi aici noi vom coase piciorul. Vom pune bine melana să acopere toate golurile și să putem fixa bine apoi piciorușul. Acestea sunt părțile cele mai importante ale lucrării. După cum vedeți, în momentul în care vom coase, ciupercuța noastră va prinde deja aspect. Eu mă voi opri aici cu acest tutorial. Voi continua apoi cu un altul. Între timp, dumneavoastră aveți timp să urmăriți cu atenție, să vă scrieți pas cu pas ceea ce am lucrat și ne vom întâlni într-un nou tutorial pentru a continua acest proiect, care sper să vă placă. Așa cum spuneam, este adresat doamnelor începătoare, pentru că dumneavoastră aveți nevoie de mai multe explicații și dacă vă place ceea ce am lucrat până acum, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu, este foarte mult de ajutor like-ul, comentariul pe care îl lăsați dumneavoastră. Mă ajutați atât în susținerea canalului de YouTube, dar îmi dați și forță să merg și curaj să merg mai departe. Vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână și o săptămână minunată, plină de realizări, de sănătate și, așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș și mă voi reîntoarce cu următorul tutorial. La revedere!